Capitolul 7. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregei case lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și i-a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an de făcea înconjurul Betelului, Gilgalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel și a zidit acolo un altar Domnului.